Metoda premii și câștiguri constă în apelarea telefonică a unor persoane cărora li se comunică faptul că ele sau persoane apropiate au câștigat un premiu la anumite promoții ori jocuri organizate de firme cunoscute, constând într-o sumă importantă de bani. Pentru a intra în posesia premiului, victimele sunt sfătuite și convinse că trebuie să transfere prin serviciile de curierat bancar o sumă substanțial mai mică, pe numele unei persoane din anturajul autorilor. În acest context, polițiștii vin cu o serie de recomandări. Nu furnizați date confidențiale prin telefon dacă apelul provine de la un număr ascuns sau de la un număr de mobil pe care nu-l cunoașteți. Este de evitat și trimiterea de copii după buletin sau cărți de credit prin e-mail sau fax. Recomandăm ignorarea mesajelor în care se spune că ați fost desemnat câștigător la concursuri la care nu ați participat. Verificați prin intermediul operatorului de telefonie, fixă sau mobilă, veridicitatea informațiilor furnizate. În niciun caz nu dați curs solicitărilor de a vira bani cu orice titlu într-un anumit cont sau de a cumpăra cartele reîncărcabile cu o anumită valoare și de transmitere a codurilor de reîncărcare. În cazul în care ați fost victima unei astfel de infracțiuni, vă rugăm să vă adresați cele mai apropiate unități de poliție sau să apelați numărul unic de urgență 112 în cel mai scurt timp posibil pentru a spori șansele ca infractorul să fie identificat, iar prejudiciul să fie recuperat.